Hei, salutare! Astăzi continuăm episodul început săptămâna trecută și anume Highballs cu partea a doua, în care vom prepara împreună două cocktailuri de tipul Highballs, la fel de simple, dar mult mai aromate și mai puțin cunoscute. Ca și recapitulare, un cocktail de tipul Highballs este un cocktail care conține o parte de distilat și între 2 și 3 părți de mixer non-alcoolic carbogazos. Dacă săptămâna trecută am experimentat cu rom și cu gin, săptămâna aceasta introducem alte două distilate. Acestea sunt vodka și tequila, dar și două mixere non-alcoolice noi, și anume un pink grapefruit soda și un ginger beer. Eu astăzi folosesc de la brandul Free Scent, dar tu poți să le înlocuiești cu ce găsești în supermarket. Dacă ți-ai dat seama ce cocktail vom prepara azi, te felicit. Dacă nu, îți spun eu. Astăzi vom prepara un Moscow Mule și un Paloma. Cocktailul Moscow Mule a luat naștere în anul 1941, când printr-o întâmplare fericită s-au întâlnit într-un bar un producător de căni metalice de cupru, un proaspăt distilator de vodka și un bar manager care a comandat mult prea mult ginger beer. Al doilea cocktail Highball pe ziua de astăzi este un cocktail 100% mexican pe numele său Paloma. Nu are o istorie atât de clară, dar ce știm este că Paloma în spaniolă înseamnă porumbel. Pe internet veți găsi foarte multe rețete, astăzi vom merge pe o rețetă simplificată. Pentru a prepara un Moscow Mule avem nevoie de vodka, eu astăzi folosesc Absolut Vodka, o vodka clasică foarte accesibilă și ușor de găsit, care se produce în Suedia din grâu de iarnă și folosește o rețetă veche de peste 30 de ani. De un mixer non-alcoolic carbogazos ginger beer, care este o băutură răcoritoare pe bază de ghimbir, o felie de lime. Toate aceste ingrediente le amestecăm peste gheață într-o cană metalică de cupru. Categoric, dacă nu ai această cană la îndemână, poți folosi un simplu pahar. Dar totuși îți recomand să-ți pui aceste căni în wishlist și poate le vei primi cadou. Această cană, spre deosebire de un pahar, îți va oferi o extra senzație răcoroasă și totodată pune în evidență vodka mult mai bine. Pentru cocktailul Paloma am optat pentru varianta simplificată și ai nevoie doar de tequila. Astăzi voi folosi Olmeca Altos, o tequila produsă 100% din agave albastre în Mexic, o tequila care se pretează de minune la cocktailuri, fiind foarte ușor de băut și cu note intense de citrice. Un mixer carbogazos de tipul grapefruit soda, o felie de grapefruit și multă gheață. Cu aceste cocktailuri încheiem seria de Highball, Moscow Mule și Paloma. Iar pe tine te aștept în următorul episod să descoperi alte două cocktailuri, dar de data aceasta clasice. Și nu uita, sunt Silviu, tipul care te învață ce și mai ales cum să bei acasă.